10 ani ca să meargă cu mine în lucrarea din Oltenia, pe care unii dintre dumneavoastră o sprijiniți. Vreau să vă spun că trebuia să plec în România pe data de 1 mai și nu aveam bani pentru misiune. Și cu o săptămână înainte, Domnul îi pune pe inimă fratele Geru să mă pună la condus rugăciunea. În ziua aceea și fratele Bogdan Cuibus a fost părtaș la această lucrare. Și vreau să vă spun că în ziua aceea biserica mi-a dat 500 de euro și până seara Domnul m-a mai binecuvântat și am făcut împreună 1.500 de euro pentru lucrare. Poate pentru unii este puțin și din comun, a trebuit să fac 4.000 de kilometri ca să ajung în Oltenia și să ajut 178 de familii împreună cu dumneavoastră. Un sat care este la 2 km deasupra Dunării, oamenii și în ziua de astăzi își duc apă cu canistrele până sus, au o singură fântână în tot satul. Acesta este tatăl lui Timea.